Bine v-am găsit la un nou semn de carte. Sunt Bogdan Papacostea, vă propun astăzi un volum care îmbină plăcutul cu utilul, respectiv o formă consistentă de umor cu informații științifice. E un volum destul de rar din acest punct de vedere, pentru că în principiu informațiile științifice vin la pachet și cu niște plictiseală, iar umorul vine la pachet și cu o formă de superficialitate. Așadar, când ne distrăm și ne informăm, zic eu, ne aflăm în situația ideală. Volumul se numește Bazaconii adevărate din știință și tehnologie, este scris de Andrew Masterson și a apărut la editura Niculescu. Volumul cuprinde o serie îndelungată de subiecte, fiecare din ele atât de interesante încât cartea te prinde și te ține lipit de scaun pentru că nu mai poți lăsa din mână. Sunt aici foarte multe subiecte care par a fi doar niște farse, dar care au o bază științifică serioasă. Eu o să vă citesc câte ceva din cuprins pentru a vă face și dumneavoastră o impresie. Muzica zgomotoasă, cancerul de prostată și obezitatea, filiera chili. În Large Hadron Collider vor descoperi în cele din urmă bere. Fiarele imaginare din spatele ecranului. Pisicile sunt mai iubite decât tine, pisicile pot da jos guverne. Individ paranoic pus sub observație. Mor pe bune, mi-a spus doctorul Google. Slow food, nu atât de repede. Dovezile sunt peste tot, dar vă rog, nu le spuneți americanilor. Carnea de porc din vasul Petri este o adevărată artă, dar nu va hrăni niciodată lumea. Bea mai multă bere, e bună pentru tine. Nici chiar așa. Cea mai bună informație științifică din totdeauna. Cafeaua face bine la sănătate. Aminoacizi detectați pe Marte, dar în grădina din spate, extraterestrii sunt încă nebuloși. Bowie, Lemmy, Cole... Foarte trist, da, însă cu totul previzibil. Așa cum ar fi putut cânta cei de la Beatles, All You Need Is Lego, etc., etc. Foarte multe subiecte interesante, demente aproape, într-un volum care o să vă prindă și o să vă țină acolo. Nu știu dacă este o carte recomandată neapărat copiilor, dar cu siguranță părinților ar putea selecta în această carte niște capitole care să intereseze și pe cei mici. Iată doar un astfel de capitol. Animalul tău de companie încearcă să te omoare. Mulți s-au simțit ofensați la publicarea acestui text pentru prima dată în The Age. Nu e recomandat, se pare, să sugerezi că pisicile și câinii sunt mai prejos de perfecțiune. În anul 2015, ziarele din orașul american Cleveland îi avertizau pe prima pagină pe vânătorii locali de căprioare să-și gătească bine vânatul înainte de a se delecta cu o cină alcătuită din acesta. Căprioarele, conform unui studiu realizat de Universitatea statului Ohio, intrau frecvent în contact cu pisicile din suburbii și, prin urmare, erau purtătoarele unui parazit care îi putea infecta de asemenea pe oameni, cu rezultate mai degrabă neplăcute. Între timp, în aceeași lună, mai departe către sud, în Santa Fe, Departamentul de Sănătate din statul New Mexico lansa un avertisment pentru rezidenții din unele suburbii, sfătuindu-și să-și țină animalele de companie în casă, după ce autoritățile au descoperit vagabondând prin zonă haite de câini și pisici infectate cu ciumă. La fel de serios, dacă nu chiar la fel de medieval, a fost un avertisment adresat posesorilor de câini de către Departamentul de Industrie Primară din New South Wales în iarna anului 2014, după ce au fost depistate 4 potăi care aveau o afecțiune urâtă numită bruceloză. La origine, boala porcilor, bruceloza se poate transmite cu ușurință la câini, de la câini la oameni, producând febră, dureri de cap și uneori chiar moartea. Beneficiile deținerii unui animal de companie vin însoțite de obligații, scria cercetătorul olandez doctorul Frans van Knappen, specialist în probleme veterinare în ianuarie 2015, într-o importantă carte apărută recent care prezintă opiniile experților despre bolile umane cauzate de animale. În capitolele dedicate animalelor domestice, cartea Zoonoses, Infections Affecting Humans and Animals enumără o terifiantă listă de boli dezagreabile pe care oamenii le pot lua de la pisici și câini. Printre acestea, o gamă largă de tulburări stomacale, stafilococi, Cryptosporidium, leptospiroză, diferite tipuri de viermi și un recent descoperit virus legat de difterie. Toate acestea ar trebui să-i pună pe proprietarii de animale pe gânduri. Sigur că acest capitol poate fi interpretat ca o ofensă directă, dar nu vă grăbiți. Acum, capitolul, un capitol totuși dureros și el, bea mai multă bere, e bună pentru tine.
nici chiar așa. Cu alte cuvinte, deci, să nu bem mai multă bere. Sumerienii din antichitate, cam acum 4.000 de ani, își luau berea foarte în serios. Pe cei care vindeau bere botezată cu apă sau la suprapreț, îi pândeau pedepse aspre, mergând până la execuția făptașului. Având doar vinul ca singur rival, berea este probabil cea mai bătrână băutură alcoolică produsă intenționat din istorie. Sumerienii o considerau atât un medicament, cât și o băutură răcoritoare după muncă și, într-adevăr, figurează la loc de cinste în epopeea lui Gilgameș, prima epopee a civilizației ca substanță transformatoare și umanizantă. Toate acestea dovedesc că statutul berii a fost mereu la fel de legat de poveștile care o însoțesc, pe cât sunt și gustul și efectele ei. Astăzi, în Australia, acele povestiri sunt aproape mereu negative. Consumul exagerat sau episoadele de hiperalcoolizare sunt chestiuni serioase care produc multiple probleme. E așadar de înțeles că încercările de a preîntâmpina tragicele și costisitoarele consecințe colorează discursul. Dar acum o să vă citez un fragment bun. Consumul moderat de bere poate fi considerat o parte a unei diete sănătoase, de vreme ce te poate proteja de afecțiunile cardiace, de cancer și de osteoporoză, susținea un grup de oameni de știință de la Institutul de Științe Alimentare din Italia, condus de dr. Carmela Spaniulo în 2014. Și ce frumos sună acest fragment! Dar Spaniulo și colegii au cercetat dacă berea ar putea fi folosită într-o bună zi pentru tratarea leucemiei. Berea conține o încărcătură consistentă de chimicale numite polifenoli, despre care se crede că au proprietăți anticanceroase. În cercetarea italiană, celulele de leucemie cultivate erau expuse la 5 tipuri diferite de bere italiană. După 48 de ore de tratament, a fost înregistrată o semnificativă reducere a viabilității celulelor, conchidea echipa de cercetători. Cu descoperiri ca acestea, și studiul nu este un exemplu izolat, s-ar putea îmbunătăți imaginea de băiat rău pe care o are în prezent berea. De altfel, trebuie să o spunem, studiul cu pricina este mai puțin relevant. Apar aici informații mai degrabă relevante în sens rău, dar dumneavoastră, noi nu trebuie să disperăm. Întotdeauna se vor găsi cercetători care să vină cu studii bune, care să încurajeze consumul de bere și, desigur, ieșirile în oraș cu băieții. Andrew Masterson, Bazaconii adevărate din știință și tehnologie, un volum delicios apărut la editura Niculescu, citiți că nu vă face rău. Cele bune, pe data viitoare!